Pentru serviciile de dezăpezire din această iarnă, afaceristul urmează să încaseze peste 83 de milioane de lei vechi. Cel puțin asta scrie în contract, doar că hârtiile deja semnate riscă să fie anulate după ce sarcina, învățat să prindă cât mai multe contracte pe bani publici, a uitat că trebuie să-și onoreze obligațiile contractuale. Le-am dat până acum notificări, le-am aplicat penalități. Este ultima șansă care se mai acordă contractual, nu din alte considerente. Strict contractual. Le-am dat notificarea. Dacă în termen de 7 zile, bază, nu își vor duce utilajele în bază, contractul va fi reziliat. Ne țin ei pe noi în șah. La ora actuală, firma care a câștigat contractul de dezăpezire a județului are un singur utilaj viabil, ori o singură mașină nu poate face față rețelei de drumuri din Gorj. Utilajele există, susțin angajații firmei Coremi, dar sunt folosite pentru a onora alte contracte, tot pe bani publici. Am profitat de timpul favorabil să lucrăm pentru alte contracte. Chiar acum lucrăm pentru un contract cu CNADNR-ul pentru întreținere pe timp de vară. În momentul în care le finalizăm, vom fi pregătiți. Nu ne permitem să pierdem niciun contract și nu o să-l pierdem nici pe ăsta. Câte utilaje aveți? Avem suficiente, conform contractului le avem pe toate. Câte trebuie să aduceți în bani? 30%, deocamdată. Și numeric ce înseamnă? Înseamnă 16 utilaje. Firma afaceristului gorjan a câștigat de-a lungul anilor cam toate licitațiile pe județul Gorj. Reprezentanții CNADNR susțin că în cazul în care contractul se va rezilia, vor trece la planul B pentru a efectua dezăpezirea, planul de rezervă însemnând, printre altele, utilajele proprii. Utilaje despre care însuși șeful drumarilor gorjeni, Ion Tudor, susținea că sunt de pe vremea răposatului.